Bună vreme, prieteni! E o seară frumoasă de brumărel în care mă aflu în apropierea orașului Râmnicu Sărat și mă îndrept către cumpăna de ape dintre Râmnic și Buzău prin afluentul său Câlnău. Practic, odată ajuns pe cumpăna de ape, voi putea să admir Valea Câlnăului, e vorba de bazinul superior. Undeva în spatele meu este dealul Piatra Albă, cel mai înalt deal din apropiere de orașul Râmnicu Sărat. Are peste 600 de metri înălțime. Și iată, m-a ajuns așadar pe cumpăna aceasta de ape dintre cele două râuri subcarpatice. E un loc unde îmi place să vin, mai ales acum în sezonul de toamnă. Dar deși suntem în ultima decadă a lunii lui octombrie, pădurea încă nu este colorată cum era în alți ani. O să întorc acum camera să vedeți și voi acest univers cromatic, policromatic. Aici pe culme vântul este destul de slab în comparație cu alte dăți. Soarele se pregătește să apună undeva dincolo de aceste revărsări carpatice. Este o zonă foarte liniștită, unde puteți admira diverse animale sălbatice, căprioare, șacali, fazani, mistreți. Este și o zonă de vânătoare, pentru că e bogată din punct de vedere cinegetic. Se observă și instalațiile eoliene de lângă Râmnicu Sărat. Așadar, o seară plăcută, cu puțină geografie practică. Am eu o vorbă. Vânătorul norocos merge bucuros pe jos. Se văd și urme ale brumei, semn că zilele trecute, sau nopțile trecute mai bine zis, a fost destul de rece. Temperatura a coborât cu siguranță sub 0 grade Celsius. Acum mă pregătesc să cobor. O să mai fac câteva fotografii. După care mă întorc în oraș. Probabil că abia luna viitoare, în noiembrie, paleta cromatică va fi mai bogată decât în această seară de brumărel. Bună vreme!